Mă numesc Jănică Bordeanu și sunt candidatul Partidului Poporului Dan Diaconescu la Camera Deputaților în Colegiul 4 Odobești al județului Vrancea. M-am născut în octombrie 1956, sunt căsătorit, am doi copii, în prezent sunt pensionar. De-a lungul carierei am desfășurat activitate în sistemul militar și de ordine publică. Am ocupat funcții de la comandant de pluton, șef de stat major, șef de inspectorat și alte funcții în acest domeniu. Ca pregătire sunt doctor în științe militare, absolvent al Academiei de Înalte Studii Militare, absolvent al Facultății de Drept și inginer transporturi rutiere și feroviare. Am intrat în politică după ieșirea la pensie pentru că vreau să schimb ceva. De-a lungul carierei mele am fost un om exact, riguros, care întotdeauna ce mi-am propus am dus la bun sfârșit. Toți cei cu care am lucrat cred eu că vor avea o opțiune în a mă alege pe mine, mai ales cei care sunt în Colegiul 4, care au rude în Colegiul 4, au opțiunea de a alege un om hotărât și care de-a lungul carierei sale s-a preocupat de oameni, a lucrat pentru oameni și întotdeauna a pus omul pe primul loc. Am intrat în politică și mai ales acum m-am înscris în cursa electorală pentru un loc în Parlamentul României, datorită faptului că în cei 22 de ani de când am lucrez aici în județul Vrancea, am constatat că politicienii care au fost în Parlament și care au reprezentat Vrancea în Parlament nu prea și-au făcut treaba. Eu încerc să ajung în Parlament și cetățenii să știe că vor trimite în Parlament un om care îi va reprezenta. În Parlament voi milita pentru. În primul rând, consider că parlamentarii au prea multe beneficii. Voi milita pentru plafonarea drepturilor parlamentarilor la un nivel care să corespundă nivelului de trai unei țări ca România. De asemenea, în activitatea mea m-am lovit tot timpul de lipsa de răspundere, așa cum se vede și la parlamentarii noștri. Atunci când ești într-o funcție publică, trebuie să răspunzi de tot ceea ce faci. Ceea ce în România, în ziua de azi, nu se face. De-a lungul carierei am fost de multe ori, ca să zic așa, nedreptățit, dar cei care m-au nedreptățit nu au fost trași la răspundere niciodată. Populația, de asemenea, cei nedreptățiți, cei care fac nedreptățile și nelegiuirile, ca să spunem așa, nu răspund niciodată. De aceea, în portofoliul partidului nostru este și introducerea juraților în completele de judecată. Sunt o mulțime de oameni și din județul Vrancea și din țară care sunt purtați prin tribunale, prin sălile de judecată, care nu li se face dreptate, deși au dreptate, care acționează cei care pot și care știu la instanțele superioare, au câștig de cauză, dar cei care au dat hotărârile respective nu răspund. Pentru Vrancea voi milita ca prin hotărârile care se vor lua la nivel guvernamental să se redeschidă lucrările la canalul Siret-Bărăgan. Așa cum știți, lucrările sunt în finalizarea, este în județul Vrancea. Dacă s-ar deschide aceste lucrări pe o perioadă de 5-10 ani, continuarea acestui canal ar aduce, în primul rând, locuri de muncă pentru vrânceni și, în al doilea rând, ar pune la punct sistemul de irigații și nu am mai sta la mila lui Dumnezeu atunci când este secetă. Apelez la toți cei care mă cunosc în toate cele trei sisteme care am lucrat, Ministerul Apărării Naționale, Jandarmerie, Protecția Civilă și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Pompieri și Protecție Civilă,
să se mobilizeze pe data de 9 decembrie, să meargă la vot și să-mi acorde încrederea, întrucât eu voi fi cel cu care vor putea discuta și, bineînțeles, voi fi cel pe care îl vor putea trage la răspundere dacă nu voi face ceea ce am promis. Deci, dragi cetățeni ai Vrancei și mai ales cei ai Colegiului 4, votați un om pentru oameni care nu a mai făcut politică, care de-a lungul carierei sale s-a zbătut pentru oameni și care va încerca în continuare și pentru dumneavoastră, cei din sistemul civil, să facă lucruri bune. Votați Jănică Bordeanu, candidatul Partidului Poporului Dan Diaconescu, în Colegiul 4, Odobești.